Baza de aeronave a unei companii maghiare low-cost, mutată temporar de la Chișinău, rămâne deocamdată pe aeroportul din Iași. În urma negocierilor purtate în ultimele două zile, s-a ajuns la concluzia că, pe timpul nopții, cele două avioane ale companiei care efectuează zboruri de pe aeroportul din Chișinău vor rămâne parcate în capitala Moldovei. Iar începând cu luna mai, se vor introduce cursele aeriene Iași-Chișinău-Germania, respectiv Iași-Chișinău-Spania și Portugalia. Aceste curse vor face legătura cu orașele Berlin, Basel, Memmingen, Valencia și Lisabona. Am insistat foarte mult și am prezentat avantajele și oportunitățile de dezvoltare ale aeroportului. Am insistat mult pe cursele care au fost aduse de la Chișinău, fiind curse care sunt cerute și de către ieșind, destul de intens, și aici mă refer la Berlin, la Basel, la Memmingen. De asemenea, am insistat pe alte rute, alte destinații care sunt cerute, iarăși cum ar fi Valencia, Lisabona, adăugând 5 curse noi, 5 destinații noi la destinațiile deja existente. Aceste rute vor fi făcute din luna mai cu escală la Chișinău, în condițiile în care a fost redeschis aeroportul din Chișinău. Cred că poate fi o perspectivă bună de a menține aceste curse chiar și după ce aeronavele acestea pe care Wizz Air le-a adus la Iași de la Chișinău vor fi probabil relocate înapoi la Chișinău.